După cum se știe, prin bugetul aprobat în urmă cu câteva zile, s-au alocat fonduri pentru demararea procedurilor pentru refacerea acestor două obiective importante pentru orașul Ploiești. Astăzi s-au făcut primii pași în sensul în care s-au semnat documentele pentru inițierea procedurii de proiectare și execuție a acestor pasaje. Urmând ca după ce prin licitația care se va derula va fi desemnat firma câștigătoare respectiv, care va face proiectul respectiv execuția, urmând ca după proiectare evident să se dea ordinul de începere pentru execuție, astfel încât să deblocăm situația pe care cu toți o știm și care trenează de atât de mult timp în zona de sud a orașului Ploiești.